Niciodată nu văzusem o floare mai desăvârșită în frumusețe, nobilă, falnică, având în ea ceva aproape sacru, poate pentru că amintește picturile religioase, crinii, crinul, și apoi mirosul crinului, de o dulceață pătrunzătoare, mai presus de orice cuvânt, o mireasmă care ți se urcă la cap, aproape amețitoare și moleșitoare uneori. E o lume întreagă în mirosul crinului Maicii Domnului, ceva biblic, ceva legendar, ireal de frumos aproape. Afară de aceasta, e atât de înalt și de mlădios, atât de strălucitor, încât pare că din petalele lui izvorește lumina. Din ziua în care am descoperit minunea acestor crini aici, în grădina căsuței elvețiene, m-am străduit să-i sădesc oriunde mi-am făcut grădină. Uneori mi-a mers din plin, alteori nu. Acum, de curând, am isputit mai presus de cele mai scumpe așteptări ale mele. Asta s-a întâmplat la Balcic, pe o terasă deasupra Mării Negre. Aici, spre nemorcinita mea bucurie, au răsărit strălucitori, albi, minuni de lumină. Doar cu toate că întregul drum al vieții desparte alea mea de crin, de depărtata Dobroce, de primii crini ce am văzut în grădinița tatălui meu, mirosul crinilor Maicii Domnului mă poartă totdeauna înapoi, spre căsuța mea elvețiană din insula White. Cât de minunată e puterea amintirii! Mereu și mereu pomenesc de ea, căci mă urmărește strania vrajă, ce o au miresmele, ca o baghetă magică, de a reînvia imagini de mult uitate, imagini ce amintesc locuri, chipuri omenești, cuvinte rostite, gânduri gândite, visuri, frumuseți, încântare, vraja amintirii, dar și mâhnirea și dorul de toate ce au trecut. S-a dus, pare-se, pentru totdeauna și nu se mai întoarce și totuși e vie în inima de neuitat, comoara cu care trăim toate zilele vieții noastre.